Iubiți-vă mult, mult. Ajutați-vă mereu. Iubitele mele, ar fi cel mai mare și cel mai frumos lucru pe care l-ați realiza o familie creștină, o inimă necăjită să-și afle mângâierea între voi. Căutați fericirea în sufletele voastre, nu o căutați în afara voastră. Să nu așteptați fericirea să vină din altă parte decât din lăuntru vostru, din sufletul vostru, unde sălășuiește Hristos. Dacă veți aștepta fericirea din afara voastră, veți trăi decepții peste decepții și niciodată nu o veți ajunge. Vă spun atât. Căutați iubirea și trăiți-o cu multă smerenie. Cine împlinește cuvântul lui Hristos, realizează maximum, totul. Mă odihnesc la gândul dăruirii totale și al jertfei permanente. Mi-e dragă crucea și eu port o cruce. Simt iubirea Mântuitorului Hristos și la El alerg când vin ispitele asupra pătimașul meu trup. Și Domnul mă ajută și îmi dă puteri să birui răul. Cât este de bun Dumnezeu! De cele mai multe ori mă găsesc luptând cu egoismul din mine. De aceea mi-este dragă singurătatea. Mi-e tare drag să ascult foșnetul frunzelor și murmurul apei. Sunt un om liber. Hristos mi-a sfărâmat lanțurile robiei.